Ia uitați-o pe mama care au venit și i-au tăiat mâna cu sabia. Uitați-vă, e plină cu sânge. Uite și am aici. Uitați. Sânge. Uite sângele sânge aici. Sânge de la mâna ei, i-au tăiat mâna cu sabia. Uite picioarele pline de sânge, uite picioarele. Uite. Am venit să o omoară pe mama mea. Uite. Bătrână, uite, în vârstă. Uite, bărbatul. Uite sângele. Uitați sânge. Sânge care au dat cu sabia. Cu sabia. Mâna. Sânge de la mama mea. Uite. Și bate-ți los. Da. Sângele. Era deci s-a întâmplat asta la ora 6. Era acasă mama în ogradă și au venit și au forțat porțile, au tăiat sârma care este de legată. Ferdinand a fost plecat la spital, de la Rodica s-a dus direct cu mașina și m-am dus la Ferdinand să stau cu fetițele lui. Are două fetițe de 7 luni. Și de la bufet, s-au oprit acolo și eu am ținut porțile, am băgat mâna să țin porțile ca să nu intre să spargă la Ferdinand și să spargă copiii. Să-i omoară copiii. Fărgeam la mara. Au vrut să-ți bagă la casa nouă. La Ferdinand, a venit cu țărușă, iată pribăi, a venit cu bari, cu bărgiță și cu sabia și cu asta. Și atunci aia și am făcut. Am ținut de poartă și el a tras pe mâna mea și a tăiat mâna mea și m-a operat la mână. Uite să vă arăt și poza care sunt operată pe masă acolo. M-a operat și mi-a pus 15 copci. Doctorița a concediu medical și n-am vrut să ia concediu medical. N-a putut să mai stă. N-a da, putut să mai stă. Acum am adus-o acasă, este sub tratament, da. Nu are voie de efort. Uite-te mâna, uite s-a umflat. Nu are voie să facă mâncare. S-a umflat. Nu poate să-i dă tratament la tata meu că e bolnav. N-are și are, tata meu a făcut atac cerebral. A dat băiatul lui Babin. Babin a dat. Cu băiețul lui Ioan. Stănescu Ionuț, cu Stănescu Bogdan. Cu Boșică și cu Ionuț. Împreună cu tata lui, cu Stănescu Miheiță și cu Boșică. Și a spart Bucur. Gardul lui Ferdinand. A spart gardul lui Ferdinand. Doar a văzut poliția. I-au spart marmurul de pe gard, i-au aruncat cu chetri în jeamuri. A spart un jeam. Ferdinand are în casă două fetițe gemene de 7 luni și un băiat de 10-11 ani. O să trebuiască să ducem băiatul la psihiatru. Că l-a băgat în speriat, l-a zăpășit. Nu mai știe copilul cum îl cheamă. Plânge. Ce case, da.